amuzant, ieși afară. Uite, să știi că uite, le știam că pe astea le ziceam și eu când eram de vârsta ta. Salve, sacalilor, ce faceți? Data trecută am făcut fă-mă să râd și-ți dau 100 de lei. Ei bine, de data asta îți dau 150 de lei dacă mă faci să râd. Suntem aici pe Discord, deci este full de oameni, full de oameni. Aveți serverul în descriere pentru că o să mai facem de-astea. În această serie, dragii mei, o să râd mult mai puțin decât râd de obicei, pentru că când știu că trebuie să plătesc ca să râd, ei bine, nu mai vine să râd deodată, nu înțeleg de ce. Dacă o să facem peste 30.000 de like-uri, o să facem partea a treia cu 200 de lei. Ei bine, haideți să începem. Să vedem ce au pregătit dragii noștri abonați aici. Bineînțeles, nu uitați vă abonați, fratelor, să facem 2000 de abonați, să jucăm joi lecții de viață. Trebuie să zic asta, scuze. Ia uite cât sunt aici. Băi, ești nebun la cap, ia să vină regele, bă. A venit regele, băi, fraților. Să înceapă nebunia. Băi, deci dacă vă puneți numele, am folosit codul Sneak Pifuț, o să mă văpa, mă, fraților. De ce mă șantajați, mă? Salut, fă-mă să râd. Salut, salut, Sneak, fii atent. Am două glume pregătite. Ai cameră? Cu camera, dacă poți, după telefon. Stai acum, o secundă. Dă-i, pornește direct. Acum, second după telefon. Dacă Trei Sud-Est și Paula Selling ar fi făcut o trupă, știi cum se numea? Nu. Trei Selling. Mamă, bă, mi-a plăcut, să știi că mi-a plăcut. N-a fost suficient, mai zi-mi una. Știi bancul cu tumbele? Nu. Tumbele. Bă, Veri, what the fuck? Deci fii atent. Mama, mama, tata s-a spânzurat pe balcon. Aoleo, Alinuță, mor aici. Mai stai că am emoții. Nu, 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 hai, lasă-l, murea și ce s-a întâmplat? Continuă. Ha, ha, farsă din tăia, tata s-a spânzurat în atelier. Mulțumesc mult de tot. A fost foarte amuzant, să știi. Bă, îmi dau seama că n-aș putea să fiu juriu. Deci cât mi-am dorit eu toată viața să devin juriu undeva, n-aș putea, mă. Eu sunt direct și așa, dar când îi vezi așa, știi, când te auzi doar pe voce, zici, îl dai afară. Mă, dar când îl vezi așa că are emoții, cum să zic eu? Hai, ieși, să-i închid direct aia. Foarte amuzant, ieși afară. Vezi că nu... What the fuck? Vezi că nu te-au... Ok. Știi cum se numește patru corigenți? Cum se numește patru corigenți? Adică știi cum stau corigenții? Cum? Cu ochii în patru. Ok, da, nu, no, da. Fii atent, am avut un văr drag și gen era dependent, știi? Și gen eram foarte mândru pentru că l-am făcut să nu mai fie dependent. Din păcate acum câteva zile am murit fiindcă era dependent de insulină. Cate sufletul tău, Veri. Știi ce aleargă cu două picioare și sângerează când merge? Nu. Un câine pe jumate. Zi. Cum se numește o gravidă pentru niște canibali? O Kinder cu surprize. Oameni, ce fel de glumii sunt astea, bă, băiatule, bă. Bă, deci ești tot din partea întunecată, Veri, a țării astea, să mori unde am. În ce bunker s-a stos, Veri, de aveți glumii de astea așa dark? Bă, o chelită s-a de bani, bă, Veri, de ce au copiii ăștia? De unde știu copiii ăștia, mă, glumii de astea, mă, trească familia lor, eu nu știam de astea, știam maxim cu bul atâta. Bună. 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 Oh my god. Bună, Codusnic. Te rog, fă-mă să râd. Deci te ador. Poți să spun una pe engleză? Zi, te rog. Cum? How did the barber win the race? How? He knew a shortcut. Bă, dar de unde știi tu așa bine engleză? Ești nebun la cap? Poate cumva gen sora mea să zică o glumă. Dă-i, dă-o la cameră. Zici și tu, dar nu în engleză, că nu știu atâta. De ce am o trecut strada să pleacă la second hand? Nu, de ce un om fără mână o trecut strada? De ce? Ca să ajungă la second hand. Mă, dar de ce n-ai lăsat-o pe ea să zică? Hei, Sneak, de ce a vrut un ciun să merge la... am uitat. Știi ce a trecut bunicul meu prin gând la revoluție? A. Un glonț. Da? Hai zi-o și pe a doua. De ce n-a revoluț pe un copil? Își da drumul pe... Bă, nu vă e rușine, mă, trească familia voastră. Prima a fost bună, dar a doua să mor eu, dacă nu ați dat-o de gard direct. M-ai făcut să râd, mă, bravo, ai câștigat și tu 150 de lei. Oricum, eu am râs că am înțeles ce-o vrut să spună, dar dacă spunea ce-o trecut prin cap, era mai amuzant, dar au zis prin gând. Oricum am râs, ce să mai... Și uite, așa m-o chelit, de cât am zis, 150 cu 150... 300! Aoleu! Nu mai gat. Doamna profesoară îi spune lui Bulă, Bulă, zi-mi o propoziție, oaia paște, ia, zi-mi alta. Bulă, e aceeași oaie. Nu e aceeași oaie. Dacă era aceeași oaie, era oricum mai amuzant, dar a fost tare oricum. Mulțumesc mult. Salut, Sneak. Salut. Ai noroc. Știi care e diferența dintre un somn și un căscat? Somnul stă pe apă, iar căscatul pe mal. Mă, chiar a fost foarte amuzant asta. Salut, cine nu râde, gay, fă-mă să râd. Deci trebuie să alegi între câine, pisică sau Donald Duck. Nu, asta la final, stai, prima.
Deci, era, taci, Ustina, era o un om și a întâlnit trei persoane, așa. Și întreabă prima persoană, prim copil, dă drept, și întreabă, auzi, pe tine cum te cheamă? Și zice, pe mine mă cheamă Frunză, că mi-a crescut o frunză în cap când eram mic. Bă, îl întreabă pe a doilea, auzi, pe tine cum te cheamă? Și zice el, pe mine mă cheamă Petale, pentru că mi-a căzut o petală în cap când m-am născut. Și pe tine cum te cheamă? Pe mine mă cheamă Crămin. Mă, Veri, poți să întreb ceva? De unde a ta energie? Trească familia ta. Stai, când vin să mor pereți. Mai ai sau poți să ies? Bă, mi-era frică, nu mi-era frică să ies, mă, trească familia mea. Azi că mă omoară dacă ești nebun. O femeie bătrână, o babă, aștepta o ocazie. Se duce tinerul, oprește un băiat mai tânăr, o ia și o întreabă pe femeie. Întreabă femeia, tinere, vrei niște alune? Zice tinerul, da, dați-mi niște alune. Mai merge, mai merg, tinere, mai vrei niște alune? Da, mai dați-mi. Mai merge, mai merg, tinere, mai vrei niște alune? Doamnă, dar dumneavoastră de unde scoateți alunele? Păi, na, eu n-am dinți și suc decât ciocolată după ele. What the fuck? Ce glumă, Veri, mamă, cea mai... Bă, Veri, n-am auzit în viața mea hal de glumă ca asta, mă. Bă, Michael Idiban, dă-mi contul tău, ai câștigat 150 de lei. Băi, frate, sincer spun, eu n-am cont, dar mă bucur dacă apar în clip, atât. Te pup, Ionuț. Am simt, bă, când te-am tras în conf, am zis, Ionuț sigur mă face să râd, așa am zis, pe cuvânt. Ia uite, eu simt că Ionuț o să mă facă să râd, hai mă, Ionuț. Wow. Hai, fă-mă, mai puțin șocat și mai mult râs, hai. Înainte să zic o poveste, vreau să te întreb, de ce când ți-ai pus numele Sneak, te-ai gândit la Sneakers? Sincer, eram prin clasa 1 sau 2 și chiar nu mai știu. Era odată un țăran și o mers de foarte departe să se relaxeze, pentru că nu mai putea, o nebunit din cauza episoadelor cu lecții de viață, pentru că nu ne vinea să creadă ce se întâmplă în lecții de viață, e prea multă nebunie, gen. Și s-a luat o casă acolo pe câmp departe și s-a închiriat și un cal. Și omul avea o calge și calul nu avea nimic împotriv. Bă, vezi că o vedeam venim, o Veri. Vezi că am văzut-o, o simțeam că trebuie să o dai așa. Ai râs? Și m-o luatea, n-am râs că o știam, m-ai luat cu povestii de regla. Ai râs, am auzit. N-am râs, mă, Veri! Un cal merge pe câmpie și se împiedică de o piatră. Și nu mai știe ce să facă, nu mai știe, nu mai poate. Bea apă și se... Nu mai zic. Ai râs? Mă, n-am râs că ești al treilea cu glumele cu cai azi. Deci toți aveți glume cu cai cumva, nu știu ce se întâmplă. Bă, ce aveți azi cu glumele cu cai, mă, Veri? Lăsați cai în pace. Lăsați cai să odihnească. Am întâlnit un pirat pe câmp lângă un tractor. L-am întrebat ce face, mi-a zis arrrr. Mai spune una că nu m-ai convins. Când eram mic, tata mi-a zis că cel mai bine să dormi pe pernă este să fii sărac și curat. Acum că m-am mărit, i-am zis, tată, hai să ne murdărim și noi măcar pe mațe. Mă, de unde l-ați luat, mă, Veri? De unde? Pe bune, de unde le-ai luat? De la iumorul a fost asta? Asta, da, ultima. Și aia o râs acolo când a zis-o? Da, parcă. Da, parcă s-au zis asta la mișto adevărat. Ba da. Bă, înseamnă că n-am râs eu. Poate am văzut și eu. Salut, Sorin Dumitrescu, șef Florin, o, Sorin. Dar vezi că ăla era Florin, Veri, e încurcat. Care e diferența între o roșie și o pisică? Care? Roșia e roșie, iar cu pisica nu poți bate cuie. Veri, what the actually fucks? Ce-am văzut, Veri, what the... M-a fost cel mai ciudat om pe care l-am stăt în viața mea. Omul stătea în chilos cu o pisică și-a apropiat așa microfonul de gură. Roșia e roșie și cu copilul nu poți bate cuie. Ce făceau părinții mei când se plictiseau și nu exista internet? Asta i-am întrebat și pe cei 15 frații mei, dar nici eu nu au știut. Ok, continuă. Doar pe asta am avut-o. Nimeni și costul erau pe bancă. Nimeni se neacă, iar costul strigă la salvamă și zice, bă, s-a necat nimeni. Tu ești prost? Da, eu sunt. Mă, hai zi, te rog. Ce meserie au părinții voștri? Întreabă profesoara. Tata e inginer, zice Gheorghe. Tata e mecanic, zice Ionel. Tata e șef, zice Bulă. Cum așa, Bulă? Întreabă mirată profa. Are 500 de oameni sub el. Cu ce se ocupă, deci? Tare iar cu încibitil. Mă, dar de ce le citești de pe net? Că se vedea cu ochi, uite, se vede cu ochii. De ce le citești de pe net? Uite, să știi că, uite, le știam că pe astea le ziceam și eu când eram de vârsta ta. Ieri am găsit în curtea poștală o scrisoare de la un interlop. Fii atent, știu unde stai. Aaa, da. Urmă, hai, mai zi una. Domnule doctor, câinele meu nu are nas. Păi și cum miroase? Pute îngrozitor. Mă, what the fuck? Mă, dar de ce le citești de pe internet? Nu le citești de pe internet, am efectiv aici cartea. Tu le-ai scris?
Da. Hai, mai zi una, hai, nu te supăra. Hai, mai zi una, mai zi una. Un iepuraș intră într-un restaurant și întreabă: primiți comenzi? Da. Culcat! Mă, dar uite, dacă scrisi de tine, sunt foarte amuzante. Nu, dar tu ești supărat acum? Tu ești supărată pe mine? Nu, sunt fericită că apare un vlog. Ah, ești fericită. Bă, nu știu, gen fața ta exprimă așa supărare, gen nu pare că ești fericită. Mă, am crezut că plângi, bă, deci mă simțeam, voiam să râd la comandă. Am zis că, hai să-mi pornesc o lea că râd și dau ochii. Ui, ce tare glumă. Poți să stai așa, gen. Ce ai, mă? Sunt foarte fericit. Sunt foarte fericit că apar la tine în vlog. Nu știe ce fel de bărbat să aleagă, așa că bărbatul, ca să nu aibă dubii, le vrea pe toate. Da, mai spune una. Atâta timp cât dintr-un leu nu se pot face sarmale, pentru mine tot porcul rămâne regele animalelor. Da, mai ai? Snic, pentru 10% reducere. Aia zic, bravo, mă! Asta zic, mă, vezi că unde era gluma? De ce n-ai început așa? Așa trebuia să ce mă, Beri, ce să mai... Au ce râd acum, ce zâmbesc când îmi zici de codul Snic. Bravo! Așa da! Cam asta a fost clipul. Bă, ați avut glume mai bune data trecută. Oricum, cu cât crește miza, râd mai puțin, îți dai seama. Deci pe la 300 lei știi cum? Așa stau, Beri, deci nu schițez, nu mi se mișcă nimic ca pe față. Mi se pune muscă pe față, stau așa, nu mă mișc. Oricum, între timp eu am început pe zi și acum am terminat noaptea. Ca idei, da? Deci am pe zi, dar mai noapte, Beri, când filmez, deci nebun la cap. Băi, ce să vă zic? Uite leacă că mai sunt aici, săraci încă așteaptă crezând că o să mă facă să râd. Dar probabil și dacă îi băgam nu mă făceau să râd. Asta vă forțează să intrați și data viitoare și data viitoare și data viitoare și uite așa, Snic este the perfect manipulator. Se pare că am scăpat ieftin azi, doar cu 300 de lei. Mă așteptam sincer la mai mult, dar și glumele au fost foarte proaste. Dacă mai aveți glume să le ziceți în comentarii și în caz că văd eu una care nu mai pot eu de râs la ea când citesc comentariile și dau inimă, vă contactez eu în privat și vă cer evolutul și vă trimit. În caz că văd una prea bună. Cum v-am zis, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, suntem plecați în altă țară, trebuie să vedeți acolo ce se întâmplă până revenim în țară. Așa că până data viitoare eu ce să vă mai zic? Beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat. Boo!